Leul moldovenesc continuă să scadă atât în raport cu moneda unică europeană, cât și față de dolarul american. Așadar, pentru 16 aprilie, BNM a stabilit un curs de 20 de lei și 9 bani pentru un euro, adică cu 13 bani mai mare decât astăzi. Un dolar american va costa marți 17 lei și 76 de bani, respectiv va avea cu 12 bani mai mult față de prețul stabilit pentru luni. Astăzi, băncile comerciale cumpărau 100 de dolari în medie cu 1780 de lei și îi vindeau cu 1790 de lei, iar 100 de euro erau cumpărați de bănci cu 2000 de lei și erau vânduți cu 2020 de lei.